Pacea Domnului, titlul predicii este Sfântul Patrick și vrăjmașii săi. Luca 23 cu 34. Atunci Iisus a zis, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Ați auzit de ziua Sfântului Patrick? Este ziua în care irlandezii sărbătoresc țara lor, Irlanda. Sfântul Patrick a fost un misionar creștin pentru Irlanda. El nici nu era irlandez, era din Scoția. Când avea doar 16 ani, a fost răpit de negustori și dus în Irlanda, unde a fost vândut ca sclav. Acolo a lucrat la o fermă, a trebuit să lucreze din greu și să facă cele mai urâte munci. Viața lui a fost foarte dificilă. Dar el credea în Dumnezeu, așa că a început să se roage și se ruga tot timpul. După ce a fost sclav timp de 6 ani lungi, într-o noapte, pe când se ruga, a auzit o voce care îi zicea că o corabie e pregătită pentru el. El a crezut că ceea ce auzea e vocea lui Dumnezeu, așa că în ziua următoare, Patrick a fugit de la fermă și a mers 300 de kilometri până pe coasta Irlandei. Acolo, așa cum i-a zis Dumnezeu, era o corabie care l-a dus înapoi în țara sa natală. Creștinii din Scoția, în vremea aceea, erau numiți creștinii ceilalți. Acești creștini credeau ce spune Biblia, așa că țineau sabatul zilei a șaptea, așa cum o face și biserica noastră. Așa că Patrick ținea sabatul. El îl iubea pe Dumnezeu și voia să devină misionar. Într-o noapte a avut un vis în care un înger avea multe scrisori și a dat și lui Patrick una. Scrisoarea spunea că poporul irlandez vrea ca el să îl învețe despre Isus. Așa că Patrick a devenit misionar în Irlanda, țara unde a fost sclav timp de 6 ani. Vă dați seama că Irlanda era ultima țară în care Patrick ar fi vrut să fie misionar, dar el a fost în stare să ierte pe cei care s-au purtat urât cu el. Le-a vorbit despre Isus, care a murit pentru păcatele lor și despre cum pot fi ei iertați dacă au încredere în Dumnezeu. Știi să citești? Știi că poți și tu să-ți ierți dușmanii, așa cum a făcut Isus și Sfântul Patrick? Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fim creștini iertători care să ne iubim chiar și vrăjmașii. Amin.